Ceaiul de măcieșe, licoarea cu 10 de beneficii pentru sănătatea dumneavoastră. Fructele măcieșului sunt recunoscute ca fiind un adevărat medicament natural, datorită conținutului său ridicat de vitamina C. Se consumă sub orice formă, ceaiuri, tincturi, infuzii, sirop sau chiar măcinate. Micile fructe roșii conțin o mulțime de nutrienți, minerale, dar și vitaminele C, B1, B2, B3, E, F, P și provitamina A. În ele mai regăsim și acidul linolic și arahidonic, dar și acid malis și citric, ce contribuie la stabilizarea vitaminei C. Toate aceste substanțe nutritive recomandă măceșele precum și ceaiul de măceșe drept un adevărat panaceu. Ca proprietăți, ceaiul de măcieșe este un vitaminizant ce sprijină în mod special sistemul imunitar. Dacă am luat ca etalon pentru conținutul de vitamina C, fructele precum lămâile sau grapefruitul, trebuie să știi că măcieșele au de 50 de ori mai multă vitamina C. Acesta fiind și motivul pentru care este recomandat în curele pentru imunizare. Această vitamină nu are rol doar în imunizarea organismului, ci și în procesele metabolice fundamentale, precum reacția de oxidoreducere și respirația celulară. Măcieșele ajută la creșterea rezistenței capilarelor sanguine, având și proprietăți astringente, diuretice, antidiareice. Stimulează pofta de mâncare și sprijină digestia. Este extrem de dificil să cuprindem într-un singur material video motivele pentru care este bun ceaiul de măcieșe, deoarece este o adevărată licoare miraculoasă. Printre primele beneficii ale ceaiului de măcieșe, trebuie să menționăm prevenirea și tratarea răcelilor, a virozelor și a gripei, dar și o mulțime de alte utilizări. Cantitatea mare de vitamine îl recomandă ca fiind un tratament potrivit pentru bolnavii de avitaminoză sau hipoavitaminoză. Ceaiul de fructe de măcieșe este indicat și celor aflați în convalescență, pentru efectele sale tonice și stimulante generale. Aceste beneficii îl recomandă și ca un aliat de nădejde al persoanelor care suferă de oboseală. El poate fi de ajutor și în cazul unor afecțiuni vasculare, deoarece contribuie la menținerea elasticității vaselor de sânge, fiind considerat o băutură care are capacitatea de a preveni infarctul miocardic, cât și angina pectorală. Merită menționat și efectul său benefic în cazul persoanelor care suferă de tensiunea arterială ridicată, fiind deja cunoscut faptul că ceaiul de măcieșe scade tensiunea. Acest ceai poate înlocui calmantele, fiind de folos în tratarea migrenelor, a insomniilor și a stărilor de nervozitate. Este recomandat și celor care suferă de afecțiuni ale ficatului, deoarece mărește secreția de bilă. Crizele de ficat și de colici biliare pot fi calmate cu ajutorul acestui ceai. Este unul dintre cele mai populare remedii naturiste și ajută inclusiv la eliminarea pietrelor de la rinichi, pentru că ceaiul de măcieșe este și un bun diuretic. Acest efect îl recomandă și în tratarea infecțiilor de tract urinar și a cistitelor. În același timp, un tratament cu ceai de măcieșe este recomandat și în caz de constipație, cât și pentru hemoroizi. Ceaiul de măcieșe are și beneficii cosmetice, având efecte miraculoase pentru ten. Nu putem să nu menționăm beneficiile lui pentru siluetă, cât și pentru a elimina inestetica gușă, deoarece stimulează arderea de calorii. Da, consumul de ceai de măcieșe te ajută să slăbești, motiv pentru care cei care încearcă să scape de kilogramele în plus urmează adesea o cură cu ceai de măcieșe, din care consumă una sau două căni în fiecare zi. Pentru efecte mai rapide, el poate fi combinat cu ceai de ghimbir. Consumul de ceai de măcieșe este recomandat și copiilor. El le crește pofta de mâncare și îi ajută pe cei mici în perioada de creștere, pentru că sprijină imunitatea. El ține departe de cei mici virusurile, protejându-i împotriva răcelii și fiind un remediu excelent pentru tuse, mai ales dacă este consumat cu miere de albine. Dar este eficient și pentru scăderea febrei,
el poate fi consumat inclusiv de copiii mici, ajutând la absorpția fierului în organism.